Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live. Alături de mine, astăzi, Robert Avram, președintele interimar al Consiliului Județean al Elevilor din Prahova. De asemenea, este și elev, evident, în clasa 10-a la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești. Bună Bine ai ziua! venit, Robert! Bună ziua, îmi pare bine pentru invitație. Bine v-am găsit! Bun, te-am invitat aici după ce ieri am publicat un comunicat de presă. De bun simț mi s-a părut inițiativa voastră, a celor care faceți parte din Consiliul Județean al Elevilor Prahova, în care atrăgeați atenția asupra iminenței, să spunem, depășirii pragului, cel puțin în Ploiești. S-ar putea întâmpla astăzi, dacă nu cel mai târziu, la începutul săptămânii viitoare, ca toate școlile să treacă în scenariu roșu. Nici la județ nu stăm prea bine, Prahova deja a depășit pragul de 2. Asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu, cu toții, mă refer aici la elevi, vor fi nevoiți să învețe exact ca în prima parte a pandemiei, și anume în sistem 100% online. În primul rând, o întrebare. Poate fi cool școala online sau e nașpa din start, ca să folosim așa termenii generației voastre? Da, o întrebare super ok, pentru că școala online, da, poate fi cool. Școala online poate fi și foarte benefică din anumite puncte de vedere, pentru că este ceva mai lejer decât în momentul în care te duci la școală, din simplu motiv că stai acasă, ești oarecum mai confortabil, ești în spațiul tău și oarecum, nu știu, te implici ceva mai mult, zic eu, în momentul în care ești lăsat puțin mai lejer. Dar în același timp poate să fie și, poate să aibă și foarte multe dezavantaje. Și cum am spus și în comunicată de presă, faptul că am trecut de la un sistem de învățământ 100% fizic, care pe bună dreptate nu este pregătit pentru a trece în momentul ăsta în exclusiv online, am văzut efectele acestei tranziții făcute de pe o zi pe alta în martie la început, când efectele au fost dezastroase aproape. Bun, spunem din experiența, nu neapărat din experiența ta personală, dar a colegilor care ați făcut școala online din martie până în iunie, așa cum s-a întâmplat cu toți elevii din țară în acea perioadă, inclusiv de lockdown. Da. Cum a fost să vă treziți așa peste noapte că nu mai mergeți la școală așa cum o făceați, iată, tu 9 ani de zile, da? Ci brusc v-ați regăsit în zona virtuală, inclusiv în domeniul ăsta al educației. Toată schimbarea asta a avut un impact foarte mare asupra tuturor. Deci eu încă mai țin minte data când s-au închis, în 11 martie. Deci în 11 martie inițial înseamnă o săptămână, stăm acasă, o mini-vacanță, n-ai ok. După am mai început, mai mărim cu încă un pic, cu încă un pic, până s-a ajuns să se suspende efectiv cursurile fizice tot anul. A fost o foarte mare problemă, pentru că tranziția asta a fost foarte grea pentru toată lumea. În primul rând pentru elevi care nu erau obișnuiți să folosească astfel de platforme, cu toate că aveau o idee oarecum despre cum funcționează tehnologia, dar nimeni nu mai folosește Google Classroom, Zoom și alte lucruri de genul ăsta, Google Meet și toate chestiile astea până în momentul ăla. Și apoi pentru profesori care la fel, nefiind un sistem de învățământ adaptat pentru cursuri online, le-a fost foarte greu și dumnealor să se adapteze la toată schimbarea asta nouă. Și bineînțeles că a durat destul de mult timp pentru a-și face o idee despre cum funcționează platforma, cum poate să lucreze mai eficient și în același timp pentru a-și procura și tehnologia necesară, pentru că au fost foarte mulți profesori care nu au avut acces la o tehnologie pentru a face cursurile de atunci. Dar imediat la începutul anului școlar, când s-a început în hibrid, s-a pus puțin mai mult accent pe infrastructură. Profesorii, o mare parte din ei, a zice chiar în jur de 80%, știu să folosească platformele la un nivel decent, știu cum să-și facă orele online, însă la fel este greu, pentru că nu e aceeași interacțiune între elev și profesor, nu reușesc să empatizeze atât de bine și asta poate să ducă la o scădere a actului educațional, a calității actului educațional, cum a fost în martie. Și de aceea am atras atenția asupra faptului că toate resursele în momentul acesta, luând în considerare cazurile care cresc accelerat și poate chiar incontrolabil, trebuie să fie folosite în așa fel încât în momentul în care va fi nevoie să facem tranziția asta către exclusiv online, să nu mai avem aceeași probleme ca în martie, să putem să trecem mai ușor peste alea 2 săptămâni în care o să intrăm în scenariu exclusiv online și să continuăm oarecum actul educațional la standarde cel puțin înalte. Robert, două situații mi s-au părut dezastruoase din punct de vedere al calității actului educațional în Prahova și la nivel național în ultimul semestru al anului trecut. Faptul că, așa cum spuneai și tu, profesorii n-au avut resurse, știința de a accesa
zona asta de educație online și cred că și tu ai trecut, te-ai confruntat cu această problemă, adică știai că în mod normal luni aveai 7 ore și vedeai că din alea 7 ore tu făceai practic una sau două, iar lucrurile astea se întâmplau nu doar la colegiul în care înveți tu, ci peste tot, indiferent de unitate, nu mai vorbim de mediul rural. Și iată, am ajuns practic în aceeași situație sau vom ajunge în aceeași situație, spre deosebire de martie, iunie. Cum sunt școlile pregătite acum? Și mă refer la internet de mare viteză care să suporte, să spunem, o calitate video și audio a transmisiunii elev-profesor foarte bună, da? Doi, al infrastructurii. Mă refer aici atât la emițător, la laptopul sau camera video de pe care profesorul transmite mesajul elevilor, cât și de partea cealaltă a ecranului, acolo unde avem mii, ca să nu spun zeci de mii de elevi, care poate au doar un telefon împărțit cu mai mulți frați, unde nu se aude, nu se vede, un internet mai mult sau mai puțin calitativ și practic se pune această problemă. Unde mai este educația cu șanse egale pentru elevii, mai ales pentru cei care vor da examenele finale? Cum am spus și în comunicatul pe care l-am emis, întârzierea asta a distribuirii device-urilor este total nejustificată și este un act de iresponsabilitate a autorităților. Nu ne putem baza pe faptul că avem elevi care știu, pentru că vorbim la nivel național acum de aproape 1 milion de elevi care între martie și iunie nu au avut acces la educația online. Deci 1 milion de elevi și este un număr imens. Nu ne putem permite să mai întârziem distribuirea astfel de device-uri. Și mă bucură foarte tare că în Prahova am văzut că Inspectoratul Școlar Județean ar fi început demersurile pentru achiziționarea unor laptopuri sau unor tablete, ceea ce este foarte îmbucurător. Însă sperăm că acele laptopuri care, sau device-uri care vor fi achiziționate, unul la mână, să fie conectate la internet și doi la mână să fie distribuite către toți elevii care nu au acces la educația online în momentul de față, pentru că sunt foarte mulți. Da, la nivel statistic, vorbim de 22.000 de elevi în Prahova care au nevoie atât de device-uri cât și de o conexiune la internet. 22.000 de elevi este uriaș, este o cifră fantastică. Acum, bine, pune și noi întrebarea retorică. Domne, totuși, ce ați așteptat? Suntem în data de 27 octombrie. Ce ați făcut de când s-a terminat școala? Nu mai spunem de pandemie, hai să spunem că n-au avut timp, au fost luați pe nepregătite, dar din 15 iunie, de când s-a terminat anul școlar trecut, până la 14 septembrie, au fost totuși 3 luni în care autoritățile puteau contracta laptopuri, tablete și servicii de furnizare internet. Totuși, suntem în anul 2020, astfel încât în prima zi de școală, din noul an școlar, toți elevii să aibă șanse egale. Pe de o parte, și faptul că a trebuit să trecem în online este un oarecare plus pentru instituțiile de învățământ, pentru că au realizat mai bine mai târziu decât niciodată că în era tehnologiei nu-ți poți permite să nu ai internet, să nu ai device-uri în licee și în școli. Ar fi o foarte mare prostie, dacă vreți, să nu putem să accesăm aceste device-uri în momentul în care învățăm și mai ales în situația asta, cum a zis și dumneavoastră, 22.000 de persoane nu au acces la educația online și de asta Consiliul Județean al Elevilor din septembrie și până în momentul în care device-urile vor fi împărțite către toți elevii, vom milita și vom încerca să discutăm cu Inspectoratul Școlar Județean prin întâlniri de lucru și să luăm legătura cu reprezentanții autorităților publice locale și aici facem referire și la consiliile locale și la Corect. directori de unități de învățământ și la inspectorat și la primari și poate chiar și Consiliul Județean Prahova să facă toate demersurile pentru a reuși să ofere tuturor elevilor șanse egale la educație. Avem foarte mulți elevi din mediul rural care susțin în anul acesta examenele de final de ciclu, fie că vorbim de clasa 8-a, fie că vorbim de clasa 12-a. Nu putem sacrifica în viitorul lor doar pentru că nu le putem achiziționa mai repede niște device-uri. Deja este 27 octombrie, suntem aproape la jumatea semestrului întâi, mai puțin și se termină anul școlar, vorba aia. Da, bun. Aici vorbim și de interesul pe care autoritățile locale îl manifestă pentru zona educației.
Sunt și noi am publicat exemplele unor primari din Prahova, ale unor, mă rog, primari în niște localități nu foarte înstărite, care pe parcursul anului școlar trecut, dar mai ales la începutul acestui an școlar, au avut grijă ca în urma anchetelor sociale pe care le-au făcut să identifice și să doteze acei elevi, să spunem, din medii defavorizate cu astfel de tablete. Mă întreb de ce inclusiv la nivelul orașului Ploiești sau al altor localități, nu a fost o politică generală, că până la urmă și primăria are această obligație morală față de cetățeni să asigure copiilor lor un acces la educație. Cum ți se pare ție modul ăsta disproporționat de a privi lucrurile? Unii primari care și-au dat interesul și-au rezolvat această problemă, alții cărora pur și simplu nu le-a păsat. Mi se pare că de astăzi, de când este ceremonia de investire în funcția noului Consiliu Local, prioritatea zero a consilierilor locali și a primarilor din tot județul, nu neapărat din Ploiești, este să facă tot posibilul încât să le ofere copiilor acces la educație. Va veni momentul în care se va face bugetul pentru unitățile administrativ-teritoriale. Mi se pare că educația, mai ales în situația asta, trebuie să ocupe un loc cel puțin superior față de alte domenii, pentru că nu ne mai putem permite să lăsăm investițiile în educație pe ultimul loc în momentul de față. Am ajuns la momentul în care am trecut de la un sistem de învățământ în care mergeam fizic, stăteam și ne uitam la table cu cretă, până în momentul în care facem pe Zoom, desenăm pe share screen. Deci este o tranziție la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Un sistem de învățământ pentru care întreaga țară nu este pregătită, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne culcăm pe urechea că nu putem și nu suntem capabili, ci din contră trebuie să lucrăm constant, să empatizăm unii cu ceilalți, să colaborăm astfel încât să toată munca asta în echipă, atât a elevilor cât și a cadrelor didactice și mai important a autorităților locale și centrale, să aducă rezultate remarcabile, să țină actul educațional la niște standarde cel puțin ridicate. Noi ne mai permitem în momentul de față să stăm pe pauză cu sistemul educațional până trece pandemia. Absolut. Se pierde timp prețios, iar pentru formarea unui tânăr, ăsta poate fi, să spunem, un handicap major în educația și viitorul lui. Robert, eu te-aș întreba pe tine, ce ai schimba pentru că automat nu mai poți, ca profesor, să aplici aceleași metode pe care le aplicai față în față cu elevii. Nu mai poți să aplici aceeași metodă de predare, respectiv de verificarea cunoștințelor. Tu ești dincolo de ecranul unde profesorul încearcă atât cât poate el, prin vârstă, educație, cunoștințe media și așa mai departe, să-și facă jobul, da? Să-și facă treaba pentru care este plătit. Ce ai schimbat tu în acest context în care școala fizic se mută în online? A schimbat foarte multe lucruri. Începând de la curriculum, care din câte am văzut ar fi în discuție să se schimbe. La fel, nu știu de ce nu s-a schimbat până în momentul de față și Promisiuni. Mai iarăși, ții minte? Mai ții minte promisiunile din aprilie-mai ale actualului ministru al educației? Vom tăia ore, vom scoate discipline neinteresante, vom degreva elevul de cunoștințe care nu sunt importante în educația lui. Nu s-a întâmplat nimic. Da, nu știu Absolut ce nimic. așteaptă, pentru că în momentul de față suntem la jumătatea lui octombrie, nu putem să schimbăm regulile jocului în timpul Absolut. jocului. Deja s-a dus. Cu siguranța anul ăsta e compromis din punctul ăsta de Da. vedere. Dar ce a schimbat în primul rând curriculum? Pentru că trebuie un curriculum adaptat tehnologiei. Nu mai putem să ne bazăm, cum a zis și dumneavoastră, pe aceleași metode de predare-învățare. Nu mai sunt viabile în momentul de față. Doi la mână. Cursuri de formare pentru cadre didactice și pentru elevi, ca să le arătăm de ce, cum se folosesc la nivele ridicate platformele astea de e-learning, Nu pentru s-au că făcut. Nu s-au s-au făcut câte, făcut. eu am văzut câteva, Da? din păcate n-au fost făcute în mod direct de autorități, dar au fost făcute câteva de tot felul de ONG-uri sau chiar de Da. profesori mai tineri. Și de asta Consiliul Județean al Elevilor, imediat după sesiunea ordinară de alegeri, de care vorbim puțin mai încolo, va încerca să
aibă o oarecare colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova, așa, să dăm puțin din casă, din ce vrem noi să le propunem, să facem câteva cursuri de formare, chit că e târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mai bine salvăm un semestru decât să le compromitem pe amândouă. Corect. Robert, de exemplu, acum când vorbim de Ploiești, când, mă rog, cu excepțiile punctuale, se învață în sistemul ăsta, încă se învață în sistemul ăsta hibrid, repet, e doar o chestiune de zile până când școlile se vor închide. Ploieștiul ieri avea o rată de incidență de 2,9 cazuri active COVID la 1000 de locuitori, practic pragul ăsta de 3 se va depăși cât de curând. Nu puteam sau nu putem încă, poate nu e târziu, ca în perioada asta în care, iată, elevii vin prin rotație la școală, să ne, nu știu, să ne ocupăm un pic și de ceea ce se întâmplă în online, adică să învățăm. Măi, oameni buni, când ajunge în cele două săptămâni în care voi veți face sau o săptămână viitoare când se face rocada și voi ajungeți din nou să faceți orele online, trebuie să facem următoarele lucruri. Adică să fie un lucru stabilit de la început, astfel încât să nu ne trezim în situația în care doamna nu se aude bine ce spuneți, deschideți microfonul, doamna nu văd bine ce scrieți pe tablă, doamna eu nu vă aud și așa mai departe. Da, din fericire pentru noi, cel puțin la nivelul orașului Ploiești și chiar și la nivelul județului ca un întreg, deja nu mai există chiar atât de multe probleme tehnice pentru că lumea s-a adaptat și a dat seama cum să le rezolve. În același timp mă bucură faptul că au fost destule licee care au achiziționat și camere video de calitate, adică sunt, cred că e Colegiul Național Nichita Sănescu, Victor Slăvescu, știu că mai are sigur și sper să nu fi omis vreunul, dar știu că astea două din sursele mele sigure au camere în grindă 4K care filmează foarte bine tabla. Adică mi se pare că asta este o investiție care trebuie să fie prioritară pentru toate liceele. Și obligatorie, și obligatorie, astfel încât elevii, da, să și vadă ceea ce pentru scrie că doamna respectivă pe tablă. Vorbim de o clasă care are un laptop sau o tabletă cu o calitate la o cameră care nu se compară cu o cameră de genul ăla. Și automat nu se vede cum trebuie, așa? Mi se pare că banii ar trebui duși puțin mai mult spre domeniul ăsta și spre, nu știu, dacă vreți, o evoluție, dacă vrem, tehnologică a tuturor resurselor pe care le avem noi și digitalizare în primul rând, pentru că încât și elevii din online să aibă aceeași șansă să învețe cum învață cei din clasă, pentru că automat e mai greu pentru cei din online să se adapteze situației, că au stat începând cu un an până la 11 ani mergând, da, fizic la școală și dintr-o dată ajung să stea în fața calculatorului 7 ore pe zi să încerce să înțelege, să înțeleagă. Bun, ironia sorții, vorbim de camere 4K, vorbim de educație online, vorbim însă și de școli și nu sunt puține nici măcar în Prahova, un județ relativ dezvoltat în comparație cu altele, unde apa curentă este deja un lux, unde săpunul lipsește, unde WC-ul este în fundul curții școlii și așa mai departe. Tu ai experimentat ambele variante, nu e cazul unui colegiu național din Ploiești, însă cu siguranță sunt mulți elevi care atunci când merg la școală se lovesc de problemele astea. Cum poate fi asigurată, mă rog, strictețea asta sanitară în astfel de condiții? Mi se pare că în societatea în care trăim, strictețea asta sanitară nu trebuie să fie un lux, ci trebuie să fie o obligație pentru instituție în sine să le asigure. În sensul că dacă o instituție nu asigură minimul de decență pentru a putea merge la cursuri, este un act total de irresponsabilitate din punctul meu de vedere. Nu ne putem permite să punem elevii în pericol până la urmă, că și asta e o mare problemă în momentul în care se duc la școală. Trebuie să le asigurăm un mediu cel puțin decent de învățare, pentru că până la urmă petrec acolo cam jumătate de zi, dacă nu chiar mai bine. Da, complicat și cu măștile de protecție în zonele defavorizate, acolo unde, eu știu, o mască costă cât o pâine, iar în familiile care trăiesc din ajutoare sociale, pâinea evident va fi întotdeauna prioritară măștii cu care se duce elevul. Dar, mă rog, putem discuta la infinit despre lucrurile acestea. Problemele sunt multe. Exact. Două subiecte pe care aș vrea să le mai abordăm în această emisiune. Prima o reprezintă transportul elevilor, care ar trebui să fie gratuit
și mă refer aici nu la transportul din Ploiești, unde lucrurile par să se fi rezolvat, ci la elevii navetiști, cei care fac, să spunem, naveta zilnic în localitatea de domiciliu, în cea unde își are, să spunem, sediul școala. Vorbim în special de elevii de liceu. Sunt câteva mii bune aflați în situația asta la nivelul Prahovei. Avem o lege, de fapt, mai multe legi care stabilesc condițiile în care transportul elevilor navetiști trebuie să fie gratuit. Din păcate, în Prahova cel puțin, acel lucru nu se întâmplă. Și iată, școala a început de o lună jumătate. Asta este o problemă nu neapărat la nivelul județului nostru, cât la nivel național. Fapt pentru care Consiliul Național Elevilor are consultări periodice cu Ministerul Educației și cere o revizuire a legilor. Pentru că vorbim, în mai s-au dat o ordonanță de urgență și o hotărâre de guvern și vorbim de ordonanța 70/2020 și hotărârea 435/2020, care modifică legea educației naționale, în sensul că în ordonanță scrie foarte clar că elevii au transport gratuit pe toate rutele, la la la, și sancțiunile pentru nerespectarea acestui drept al elevilor este pentru transporturile interjudețene revocarea licenței de transport, da, și pentru transporturile locale încheierea contractului de, da, delegare a transportului. Dar în același timp, în hotărârea de guvern scrie că dacă elevul nu se dau banii pentru abonamentul, da, ăsta elevului, dacă nu poate fi școlarizat în localitatea de domiciliu. Da. Și la fel apare, dacă ai un liceu în localitatea de și domiciliu. Și tu vrei să te duci la un liceu mai bun, da, nu o să beneficiezi de asta. Toate legislația în vigoare trebuie clar revizuită și trebuie să primească o atenție sporită. La ultima consultare a Consiliului Județean al Elevilor Prahova cu fostul inspector general al județului, ni s-a comunicat faptul că la începutul lunii octombrie firmele de transport ar fi trebuit să fie chemate la Consiliul Județean pentru a da notă explicativă. Din discuțiile pe care noi le-am avut cu membrii adunării generale a CJ Prahova ieri, adică cu reprezentanții liceelor de la nivelul județului, o parte din firme au rezolvat problema asta, dar încă sunt foarte multe care nu rezolvă și care nu pun accent pe chestia asta. Și de asemenea o să urmează să ne poziționăm și pe treaba asta. Să cerem Consiliului Județean Prahova, exact, să facă toate demersurile necesare pentru a asigura transportul elevilor. Pentru că, la fel cum a zis și dumneavoastră, poate nu pentru că nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu vor să meargă, ci pentru simplu motiv că vor să lupte pentru un viitor mai bun și vor să meargă la un liceu care nu neapărat este mai bun, dar care poate să ofere, nu știu, niște resurse ceva mai bune pentru învățare. Mai ales învățare. În contextul ăsta, da? Da? Bun. Au loc alegeri la sfârșitul, da, acestei săptămâni. Voi faceți alegerile online. Da. Uite, voi v-ați adaptat, da, foarte bine, ca să zic așa. Mergeți pe sistemul ăsta online. Cât de important este ca lumea să participe la aceste alegeri? Înțeleg că tu vei candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. În cazul în care va fi validat dosarul. Exact. Bun. Cât de importantă este instituția, da, asta pe care, instituție cu ghilimele, da, 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 de rigoare, da, pentru că nu există o personalitate juridică, este din doar păcate o formă de organizare a elevilor. Totuși, vorbim de un organism care poate fi portavocea, da, elevilor din Prahova, da, 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 în raport cu, da, autoritățile. Păi chiar cu portavocea în raport cu autoritățile. Chiar ieri am trimis o adresă către Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești, prin care solicităm în mod expres urgentarea procesului de vot pentru introducerea CJ Prahova în CCPT ca membru de cu drept. Da. Pentru că până la urmă suntem unica structură de reprezentare a elevilor de la nivelul județului. Voi nu sunteți în organismul ăsta de conducere, să spunem? Nu, pentru că conform ROF-ului lor, da, trebuie să ai personalitate juridică. S-a pus la vot, dar s-a amânat votul. Așteptăm răspunsul lor. Și cu ocazia asta, că cineva de acolo se uită, chiar îi rugăm să ne răspundă la adresă. Da. Doi la mână, de ce e important? Mai ales în contextul actual, să te implici în mișcarea de reprezentare este un must, dacă vreți, al momentului. Pentru că, pe lângă faptul că schimbă total experiența de liceu, te ajută să te și documentezi mult mai bine pentru toate subiectele de interes și îți faci și prieteni. Dar mai mult decât asta, pui interesele elevilor pe primul loc. Și vorbim de momente în care, din totdeauna, drepturile elevilor nu au fost în totalitate respectate, cu toate că sunt scrise în act normativ superior. Vorbim de ordinul de ministru care aprobă statutul elevului din 2016. Și de aceea, elevii reprezentanți luptă pentru respectarea drepturilor. Și vorbim de niște probleme care mult mai mult interes ar putea să vină din partea autorităților în momentul în care, problema e pusă de elevi. Și din fericire, Prahova în momentul de față are
oameni foarte implicați în consiliile școlare a elevilor și în Consiliul Județean, în sensul că din 47 de unități preuniversitare de învățământ preuniversitar, în care includem și școlile profesionale, în momentul de față capacitatea avem 44. Wow, deci o într-o lună. Da. Destul de mare. Urmează imediat după alegerile care au loc sâmbătă asta pe 31 să le capacităm și pe celelalte. Dar de ce e important să participăm la alegeri? În primul rând pentru legitimitatea celor care sunt aleși. Chit că cei care nu sunt în adunarea generală nu au drept de vot, vor vedea exact care sunt planurile candidaților și care sunt, dacă vreți, persoanele care îi reprezintă, ca să știe la cine trebuie să apeleze în momentul în care au o problemă, mai ales elevii. Pentru că în ultima perioadă, Consiliul Județean al Elevilor Prahova, urmează de înainte de septembrie, de când am intrat birou executiv interimar în funcție, a fost destul de inactiv pentru o perioadă foarte lungă. Da. Vizibilitatea noastră a scăzut foarte mult și aici pot să vă dau cel mai bun exemplu, Riciu, de pe pagina noastră de Facebook, care ajunge la 10 oameni, dintre care 3 sunt în birou executiv, 3 sunt de la Consiliul Național și câțiva din adunarea generală. Deci o vizibilitate în ceea ce privește prezența pe social media foarte mică. Și de asta prioritatea noastră numărul 1 este să, mai ales în situația asta în care ne adaptăm la tehnologie și la care aproape majoritatea persoanelor au acces la online, să putem să ajungem la mai multă lume așa. Faptul că în momentul de față pandemia nu ne-a mai permis și vizite de lucru în instituții, iarăși a fost o problemă, însă facem apel la toate structurile de reprezentare școlară a elevilor să pună interesele elevilor pe care îi reprezintă pe primul loc, să lupte pentru drepturile lor și să ia de fiecare dată când văd că ceva nu este bine atitudine. Și acum un apel pentru elevi, pentru că încă până mâine seară la 23:59 este perioada de depunere a dosarelor de candidatură, care, a cărei componență se poate găsi pe pagina noastră de Instagram și pe Facebook. Dacă vezi că ceva nu merge bine în școala ta, dacă simți că ceva trebuie schimbat în sistemul de învățământ actual și în școala ta, implică-te în Consiliul Elevilor pentru o experiență care schimbă total anii de liceu, dar pe lângă asta poți să fii mândru că pui umărul la o schimbare majoră. Pentru că, din fericire, în Prahova există o deschidere destul de mare din partea autorităților spre colaborare după ce au văzut că ne-am cam înviat oarecum, dacă vreți. Și asta ne bucură foarte mult, pentru că nu avem personalitate juridică și asta ne pune câteva piedici, dar în același timp, dacă avem sprijinul autorităților competente, cu siguranță putem să schimbăm multe. Și din punctul ăsta de vedere, elevii, ca beneficiari Direcției Actului Educațional, merită mult mai mult, merită să fie implicați în forurile decizionale, pentru că nu putem niciodată să luăm o decizie la nivelul instituției de învățământ, la nivelul inspectoratului sau la nivelul ministerului, fără să consultăm partenerii, care sunt elevi, părinți, sindicate. Fără astea trei categorii care să-și dea cu părerea în momentul în care se ia o decizie, deciziile luate de autorități nu pot fi legitime. Și nici bune, din punctul și meu de nici vedere. Bune, clar. Robert, ascultându-te, mai am o șansă că țara asta se poate schimba, asta numai și numai cu ajutorul vostru, al tinerilor, al celor care, iată, refuzați să mai mergeți așa din inerție și să funcționați într-o societate bolnavă, plină de cutume și roasă de tot felul de interese. Îți doresc succes atât ție cât și tuturor celorlalți candidați la alegerile de sâmbătă și sper ca, iată, odată ce veți fi, să spunem, și legitimați prin votul elevilor, vocea voastră să fie cât mai puternică, iar Observatorul Prahovean va fi o tribună la care voi bucurăm să vă exprimați. Și ca așa pe final, sesiunea ordinară de alegeri este deschisă pentru factorii externi, și anume delegații din licee care nu au o poziție în Consiliul de Elevilor din școală, profesori, părinți, persoane interesate, ONG-uri, reprezentanții presei, și cu ocazia asta vă invităm și pe dumneavoastră să participați. Și dacă este cineva dornic să participe, așteptăm mesaje pe paginile noastre ca să ne putem face și noi o listă. Robert, îți doresc succes. Cu dumneavoastră mă revăd cât de curând. Până atunci vă spunem împreună multă sănătate.